Pensionarii care vor să ia un împrumut de la Casa de Ajutor de Reciproc a pensionarilor pot solicita până la 7.500 de lei pe un carnet. Și asta după ce plafonul de împrumut a crescut cu 1.500 de lei din această săptămână. Vești bune pentru pensionarii care vor să se împrumute de la Casa de Ajutor Reciproc a Pensionarilor. Începând cu data de 1 iulie, dobânda aplicată împrumuturilor a scăzut de la 8%, cât era în prezent, la 7% pe an. Ioan Ivașcău, președintele Casei de Ajutor Reciproc a Pensionarilor Zalău, a declarat că tot începând cu 1 iulie, valoarea împrumuturilor acordate pe un carnet de membru a crescut de la 6.000 la 7.500 de lei. În ceea ce privesc ajutoarele acordate de Casa de Ajutor Reciproc a pensionarilor în cursul anului trecut, am fost informați că în total s-au împrumutat peste 5.200 de membri, valoarea totală a ajutoarelor fiind de 11.500.000 de lei. Pensionarii care vor să își scoată un împrumut au nevoie de următoarele documente și anume carnetul de membru, un cupon de pensie, dar și buletinul sau cartea de identitate. Pentru a putea beneficia de împrumut, pensionarii trebuie să aibă calitatea de asigurat la fondul social, să completeze un contract de împrumut la sediul Casei de Ajutor Reciproc a Pensionarilor și să aibă doi giranți. Programul de lucru al caseriei este de luni până vineri în intervalul orar 8-14.